Vă salut pe toți, bine v-am găsit la concursul de cultură generală Super Oițele Întreabă, copiii răspund. Ți-a plăcut cum sună asta? Da. Noris, bine ai venit la această emisiune concurs. Ce mai faci tu? Tot Formula 1, aceeași pasiune? Aceeași pasiune, același hobby, nu s-a schimbat nimic decât ultima dată. Păi nu s-a schimbat nimic nici cu câștigătorul Verstappen, care mie nu-mi place deloc. Nici mie. De ce nu-ți place? Ce câștigă de prea multe ori. Dar deci, nu, aia e frumos. Mie nu-mi place stilul lui așa arogant și e un pic cinic. Ce e aia? Cinic, adică dur nu-i pasă de ceilalți, de emoțiile. Îi pasă numai de lui. Exact. Adică se pune numai pe primul loc. Exact. Dar de cine îți place din Formula 1? De Leclerc. Leclerc și mie îmi place. Bă, uite-mă, bravo. De Leclerc, Sainz, Norris, Mick Schumacher, și Hamilton. Bravo, mie și de Perez îmi place, să știi. Perez? E, da. Da. Mă rog. Întrebările, trebuie să știi, sunt sugerate de Super Oița Marțescu de la Profi. Da? Și o vezi acolo. Da. Vezi că este la fel de inteligentă ca tine, sper să nu-ți sufle. Dar poți pleca alături de ea, nu mai pleci cu tati, pleci cu Super Oița de la Profi Marțescu, da? Bine, sunt 5 întrebări, 4 variante de răspuns. Concentrează-te. Cum se numește regiunea situată în centrul României? Bucovina, Moldova, Dobrogea sau Transilvania? Transilvania? Perfect, răspuns corect și nu mă mai întreba, răspunde Transilvania, da? Bun. Hai să mergem la următoarea întrebare. Geografie suntem, da? Care sunt cei mai înalți munți din România? Everest. Din România, domnule, suntem în România. Munții Carpați, Munții Dobrogei, Munții Alpi sau Munții Măcinului? Cei mai mari și înalți din România? Alpi. Sunt albi, nu alpi. Deci Munții ca... vreau să sugerez că vreau să-mi țin eu oița. Munții... Alpi. Nu sunt albi. Alpii sunt în Elveția, ajung și până în Franța, pe acolo, și în Italia un pic. Munții Carpați, ține minte, Carpați. Carpați, da? Bun, următoarea întrebare. Ce număr continuă șirul? Fii atent, aici e o întrebare de logică. 1, 2, 4, 8. Ce ar urma? Dacă de la 1 s-a făcut 2, din 2 s-a făcut 4, din 4, 8, din 8? 10? 16, domnule. Nu-i nimic. Stai că mai ai două șanse. Tu în ce clasă ești? Într-un întâi. Păi stai mă, că eu te-am luat prea tare. Uite, cel mai lung râu, fluviu, din România, cel mai mare și cel mai lung și lat și lung, avem Prut, Jiu, Dunărea sau Olt? Aici știi. Când treci, ce treci? Când treci pe pod? Da. Oltul. Unde te duci tu să treci Oltul? Când te duci la... Mă dusei să trec la Olt. De-aia ziceai, nu? Nu. Cu a mea mândră. Vezi la mine, zici că am. Deci avem așa. E fluviu, e singurul fluviu. E lat, e mare. Între Prut, Jiu, Dunărea și Olt. Jiu? Dunărea sau Olt? Când te duci la mare. Dunăre. Ăsta e, măi. Deci ar trebui să-ți dau indiciul ăsta cu marea. Bun. Hai că suntem bine. Cum se numește singura mare din România? Marea Roșie, Marea Neagră, Marea Moartă sau Marea Mediterană? Mediterană. Măi, tocmai am zis de ea mai devreme. Dintre Marea Roșie, Marea Neagră, Marea Moartă și Marea Mediterană... Neagră. Băi, Marea Neagră, normal. De ce îi spune, răspuns corect, de ce îi spune Marea Neagră? Are multe chestii negre în ea. Exact, are cărbuni. Cărbuni în apă. Are piese de alea de table, de alea negre, dar numai de alea negre, alea albe nu sunt, ar fi mai albă.
Are, ce mai are? Are doar multe alge. Exact, alge și culoarea respectivă. Dar de ce crezi, cine a făcut apa mării sărată? Dumnezeu. De care sare a pus? Grunjoasă, fină sau între? Grunjoasă. Exact, exact. Că e mai sărată și mai dură. Să știi că Marțescu este oița pe care ai câștigat-o tu. Și bun, am încheiat cu concursul, îți mulțumesc foarte mult, felicitări Noris. Data viitoare l-avem alături pe Gabriel și el va răspunde la întrebările super oiței, atenție, miercuraș de la Profi. Până atunci, vă doresc toate bune. Mulțumesc!